Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 22 septembrie. Zi frumoasă încă de la bun început, asta trebuie să o spunem cât se poate clar, măcar prin prisma faptului că alături de noi se află Dana Humoreanu, jurnalist, monitor de Suceava. Bună dimineața, să rămână bine ziua alături de noi. Bine v-am găsit. Încă dormi? Nu. Nu. Nu, gata, m-am trezit. Nevoie de cafea sau... Deja am băut o cafea. Deja una. Urmează a doua, după nouă. La ședință de redacție după. De după nouă, da. Da. Ieri o zi specială, îndrăznesc eu să spun, pentru Suceava, locul unde s-au desfășurat simfoniile de toamnă, un eveniment organizat de Rotary Suceava... Rotary Club Suceava Bucovina, un eveniment, nu, organizatorii au meritul lor maxim din punctul ăsta de vedere. Întâi că au ales Suceava pentru eveniment, apoi... Păi dacă Suceven, Doamne, iartă-mă, mare puteau parte, să meargă la Câmpul Lung, puteau să meargă la Vatra Doarnei, o să meargă și acolo. La Rădăuț, unde voiau ei, au ales, au început cu Suceava. Organizarea acestui tip de eveniment. Ia câta ediție? Cred că a șasea. A șasea. Cred, nu sunt foarte sigură, dar... Oricum nu e prima abatere de și acest gen. Numărul de participanți a crescut de la an la an. Au început cu 1000 de spectatori, acum au ajuns la peste 5000. Să depășească cifra de 5000. 5600 de scaune au fost în centru, care au fost și ocupate. Deja din august încep să auzi discuții prin oraș dacă de unde se pot procura invitații pentru simfoniile de toamnă. A ajuns un reper al începutului de toamnă la Suceava și din fericire de fiecare dată au fost orchestre de foarte bună calitate care au venit și au susținut concertele aici. Anul ăsta a fost Filarmonica din Iași. Anul trecut cred că a fost cred că a fost Baletul Operei din Iași și Filarmonica din Chișinău, parcă ține-o minte. Nu vreau să contrazic pentru că nu vreau să greșesc, dar cert e că de fiecare dată, după cum spuneai, cei care au prestat pe scena din fața Casei de Cultură au fost aleși pe sprânceană, ca să spunem așa. Data a fost de fiecare dată cam tot pe acolo, atât doar că într-un an s-a mers în tricou cu mânecuță scurtă, nu? Da. Anul ăsta a trebuit să ai gecuța pe tine. A fost destul de rece. Chiar a fost simfonie de toamnă spre iarnă, ca să spunem așa. Da, față de ce prognoză înspăimântătoare aveam la începutul săptămânii pentru săptămâna în curs, uite că și vremea a ținut cu ei și... Nu, vremea a ținut cu noi. Cu noi, corect. Dar, da, noi ca spectatori să spunem că n-am fi suferit foarte tare dacă s-ar fi reprogramat. Sau dacă e ploua în tubă. Să zicem de reprogramare. Da. Dacă era, nu, săptămâna asta, săptămâna viitoare, important era că se face, dar pentru organizatori care au investit foarte multă muncă și există planificări, programări, ar fi fost mult mai... Numai cine n-a organizat în viața lui... Exact, este un eveniment de foarte mare amploare care presupune câteva luni de muncă. O, da. Ceea ce nu se vede. Și atunci, cu siguranță că au stat cu ochii pe, nu doar pe prognoză, ci și pe cer, ca să nu cumva se întâmple ceva și să le dea toată munca de până acum peste cap. Din fericire, n-a plouat, chiar dacă a fost rece, a fost în regulă, oamenii s-au bucurat de muzică, de muzică de bună calitate. Da, asta e cu certitudine maximă și mă bucur extraordinar de mult că se întâmplă acest concert anual, pentru că, fie vorba între noi, mai forțat, mai moca, că până la urmă discutăm de intrare pe bază de invitație, nu de
nu de cost, nu de quantum al unui bilet, ceea ce probabil că ar schimba un pic datele probleme, dar uite așa, încetul cu încetul, se ridică nivelul calitativ al publicului din Suceava, nivelul cultural al din Suceava. E un lucru maxim. Mă uitam, spre exemplu, da, și eu, bine, mai fac confidență, mai râde un pic în dimineața asta. Am scăpat și eu tot așa la un spectacol de ăsta în centrul Sibiului. Era o piesă de balet, teatru. N-am ceva între. Dacă era teatru, n-avea deloc vorbă. Dacă era balet, mai cuprindea și urlete. O chestie de aia, știi? Piesă de teatru de asta nouă și foarte nouă. Cum nu prinsesem taman de la început, cum nu... Că tot așa era cu intrarea liberă în piață. Mă, mare lucru n-am înțeles, să spun sincer. Și încetul cu încetul m-am eludat de acolo din zonă, purtând alte discuții tâmpe până la capăt. Cert este că ai noștri copii prinși de ce se întâmplă acolo, uite așa au stat. Fixați și au priceput, au... au, gândește că au piese de teatru în fiecare săptămână în aer liber în centrul Sibiului, au concerte, au... normal că nivelul se ridică, da? Asta noi în momentul de față avem un singur eveniment, da? Nu, avem aproape săptămâna al teatru. Stai. Ăla-i cu bani. Da, dar e... Dar sala e plină! Asta voiam să spun, că e cu bani sala e, și sala e plină, cred că la fiecare spectacol, sau oricum numărul de spectatori este semnificativ. Nici asta nu apare peste noapte. Așa cum spui tu, e generația care vine, generația tânără, care la școală mai face educație estetică, mai face educație muzicală, copiii care, chiar dacă nu cântă ei înșiși, poate n-au ureche muzicală, poate n-au aplecare spre muzică, dar învățând teorie muzicală, învață să aprecieze o piesă muzicală, învață să o înțeleagă, ceea ce, evident, contează foarte mult. Iar ceea ce se întâmplă, chiar dacă tu spui că este gratis, fiecare invitație are un preț, cineva plătește, cei de la Rotary... În cazul de față. A, nu. Apropo de asta, știm foarte bine aici, suntem pe aceeași idee, Dana, cu... scuze, nu place să vorbesc peste tine, dar știi foarte bine care e ideea mea despre moca. De fapt, moca nu există undeva, cineva tot există plătește. Niște costuri. Da. Exact. Și la un spectacol de amploare a simfoniilor de toamnă, costurile nu sunt deloc mici. Da. Dimpotrivă, nu luăm în calcul doar scena și artiștii. Tot ceea ce presupune organizarea unui astfel de spectacol costă. Și să ai 4.000-5.000 de oameni care îți stau acolo 2-3 ore ca să asculte muzică de bună calitate, înseamnă foarte mult. Da. Chiar raportat la populație, la populația activă, este important. Și, cum spuneam, au pornit de la 1.000 de spectatori. Vrei să spun ceva? Au pornit de la 1.000 de spectatori, dar în momentul de față eu sunt convins că ar fi loc de mult mai mulți. Eu ți-am mai spus ideea mea... Genul ăsta de spectacole, operă, operetă, muzică clasică, eu nu le-am considerat niciodată ca activități de masă. Nu mi-aș fi imaginat că la simfoniile de toamnă pot să ajungă să stea chiar cu invitațiile gratuite. Nu mi-aș fi imaginat că pot să vină să stea 2 ore sau 3 ore 5.000 de oameni. Uite că se întâmplă, ceea ce este un lucru extraordinar. Da, surprinzător, dintr-un anumit punct de vedere, dar și extraordinar, iar lucrul ăsta ne bucură. Hei, acum să mai dăm și cu de-alaltă... Băi, ce mă enervează pe mine și mă enervează? Asta vineri spun dimineața, să... așa spune. Da, păi da, mă enervează așa, cu nervi îmi face... Bă, eu înțeleg,
persoanele din centru sunt foarte importante. Ca și persoanele din oricine. Toate persoanele sunt importante. Da, persoanele din centru sunt așa într-un globuleț de... Bă, muzica populară nu le dai mai tare că îi deranjează? Bă, dar nici muzica clasică nu dai un pic volum acolo? Dacă ne vorba de decibeli, peste limita uzuală, nu cred că are foarte mare importanță ce fel de muzică e sau care sunt zgomotele de nivel ridicat. În centrul orașului câte evenimente ai? Zilele Suceve nu le mai faci. Aia nu mai faci. Alte concerte nu mai faci. Păi nici la Sinfonii de Toamnă nu dai un pic muzica mai tare? Acum... Atâta prețuim pe aia din centru. Eu am tot respectul, am prieteni care stau acolo. Dar... Ok, înțeleg sau nu, de fapt nu înțeleg. Au alte avantaje că sunt în zona zero a orașului. Dar mă deranjați că e un pic de muzică. Eu abia aștept să mai facă zilele USV-ul, deschiderea de an școlar, să dea drumul la muzică. Doamne, bucurie mai mare n-ai. Când vezi că e viață în jurul tău, când vezi că sunt ața, e o mare de oameni acolo care apreciază muzica de calitate. Bă, și pe asta o dai încet. Nu știu, zilele Suceve, repet, le-au mutat acolo, că mici, că nu știu ce. Câte zilele Suceve, că nu sunt o lună. Două zile, trei zile. Bun, era o succesiune. Vara erau așa în lanț. Dar uite că, apropo de deranj, au fost oameni care au reclamat și concertele care au avut loc... La cetate? La cetate. Acolo chiar n-am mai înțeles, pentru că... Eu nu înțeleg niciunde. Deci nu înțeleg niciunde. Bine, uite, hai să zicem că locuiești în... Ai geamurile chiar spre piața centrală și ai un copil mic care trebuie să doarmă. Ai un copil care trebuie să-și facă lecțiile și are nevoie de liniște. 3 ore sau 4 ore. 3 ore. Eu știu o persoană care vine de la serviciu stresată, obosită. Un medic care a ieșit din gardă are nevoie să doarmă, că poate îl cheamă de acasă sau a doua zi dimineață trebuie să fie iar apt să lucreze. O persoană în vârstă care are nevoie de somn sau nu stă foarte bine cu nervii. Sunt tot felul de situații. Nu poți să spui de ce nu se face acolo. Cred că trebuie găsit un echilibru. La noi nu e o zonă centrală liberă. Este închisă. Sunt blocurile și în mare majoritate. În mare majoritate de blocuri, dar nu tot. Unde și ecou. Nu știu cum se aude când stai în casă, în zona respectivă. N-am nici cea mai vagă idee. Dar... Auzi, Dana, am auzit la un moment dat una bucată știre că degeaba au pornit sistemul de alarmă pe nu știu unde, că nu se aude în casă, că sunt prea bune geamurile termopane. Deci, pe de o parte stai că-s bune, pe de altă parte stai că nu-s bune. Stă în centru, vrea și liniște. Adică, nu știu, sunt unele lucruri. Adică ăla din Opcin, care de atâția bani am avut să-mi iau apartament, știi? Unde stai? În Opcin. Na, asta e. Dar unde? Burdujeni. Da. Au atâta liniște acolo, cum să spun, țipă copiii prin fața blocului. Extraordinar, asta e. Nu-i normal? Ei, ai să găsești niște unii care o să zică, vai, copiii fac prea mult scandal, du-te și țipă la tine la scară. Uite, când era... Trai în comunitate, nu-ți place, știi, asociabil. Du-te, frate, la țară, munte la țară. Nu, când... Nu, e vorba de traiul în comun. Nu sunt de acord cu tine din punctul ăsta de vedere. Când eram eu copil, la blocuri era afișat un așa numit program de liniște. Între ora 14 și ora 17, copiii se jucau în liniște. Nu chirăi afară, nu țip, nu urli... Era perioada în care... Nu mai țin minte cât era, știu, dar îl cam respectam pe la zi, Cătălin. Dar nu știu să citească. Lasă, că băi, amici nu țipă atât de tare ca să... Părinților trebuiau să știe să citească. Era... Chiar se respecta. Da, măi, dar atunci se lucra în 3 schimburi, nu te supăra. Era special pentru cei care erau schimbul 1 și veneau rupți și dormeau un ceas sau două, da? Și acum mai sunt oameni care lucrează în schimburi și vorba de respectul față de celălalt și față de regulile de conviețuire în comun. Cred eu.
nu știu, eu am o capacitate foarte bună de a face abstracție de tot ce e în jur. Sunt obișnuită să mă concentrez la ceea ce am de făcut. Și că dacă te concentrezi la dormit, acum trebuie să dormi. Da, chiar n-am nicio problemă. Orice s-ar... am un regim de viață din punctul ăsta de vedere, aș spune, destul de în regulă. Dacă trebuie să dorm, în următoarele 5 minute am adormit. Dacă am ceva de lucru, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, nu aud nimic, mă concentrez la ceea ce am de făcut. Da. Și în redacție. Orice s-ar întâmpla, dacă am ceva de scris, stau și scriu, egal ce e în redacție, dacă vorbește cineva cu mine, adică dacă te urmărește în dimineața asta vreun coleg să vezi ce chinuri dar ei știu. Nu, adică și asta am învățat în timp, știi, m-am obișnuit în timp să lucrez la modul ăsta. Poate nu sunt toți oamenii nu au această capacitate. Nu știu dacă toată lumea are această capacitate. Uite, cunosc persoane care dacă în timpul nopții au auzit un zgomot sau s-au trezit peste noapte, nu mai pot să mai adoarmă mai departe. Da, există asemenea situație. Dacă eu fac o petrecere de urlă blocul până dimineața la ora 3, nu e în regulă. Chiar dacă o fac o dată pe an. Una e una, alta e alta. Domne, cu alte cuvinte, fiecare zonă are avantajele și dezavantajele ei. În zona centru, e normal că e centru, da, vine mai multă lume, e altceva, e altă exuberanță, e altă frumusețe, altă bucurie, ca să spunem așa. Stai în orice, ai mai multă liniște, n-ai nici autobuz la îndemână, n-ai nimic, da? Nici grădiniță, nu, locuri de parcare, hai, poate ai reușit. Ce zici? Dar încă n-am ascultat muzică la vecin. Nu, așa, chiar. O să asculte. Nu s-a întâmplat. Așa. Deci n-ai avut niciun eveniment, nu tu zilele Suceve, mai ai avut un cross, o chestie. Mă mir că n-au aruncat cei din centru cu apă peste aia de la cross. Nu exagera acum. Exagerez că și ei au exagerat din punctul ăsta de vedere. Sau ăștia de care una, două urlă. Urlă că au un concert prin zonă, după aia depun plângeri. Păi ieri, din ceea ce s-a trăit și s-a văzut acolo, muzica un pic mai tare. Sunt convins că organizatorii au fost obligați să stea cu nivelul respectiv, sigur, astfel încât să nu deranjeze pe careva pe acolo. Cred că nu e în regulă. Solicitarea aia de aprobare pentru organizarea evenimentului, probabil li s-a fixat o limită până la care... O limită până la care, dacă poate da... își dădea unul căștile la Walkman mai tare, se auzea altceva. Nu e în regulă. Nu e în regulă. Exact, știi cum e asta? Exact ca aia de urlă se leagă de copăcei ca să nu taie copăcei careva. Știi? Ca aia care ies să apere câinii fără stăpân. Aia sunt mai zgomotoși, pe aia îi vezi, pe aia îi auzi. Exact aceeași chestie s-a întâmplat și aici. Unul, doi care au urlat. Și uite ce chestie. Câte evenimente am mai avut în centrul orașului? Au mai fost astea de vară, când au fost cei de la Juventus, au avut seara, nu știu cât timp, dar muzica foc, nu? Da, mergeau seara și, dar la fel, nu era deranjant, era un nivel acceptabil. La fel, muzica de la terase, vara asta cel puțin n-am auzit niciodată. Dar eu n-am auzit muzică la terase, îmi pare rău. Au muzică, dar cred că le dă cash la fiecare. E la un nivel rezonabil. Mă gândeam acum dacă pe esplanada universității este spațiu suficient pentru organizarea de evenimente, dar nu cred că se compară ca dimensiune cu cea din centru de la Casa Culturii. Nu are cum. Deci nu, universitatea nu dispune de atât spațiu deschis. Zona parcului, nu cred. Dacă prin așa ar putea să unească toate parcările care ar reuși să apropie cumva, dar nu. Și cu parcările, că doar până la urmă n-ar fi. Atât de frumos, deci atât de frumos când încep. Bun, cei la universitate normal au câteva locuri
Și acolo a fost oareși ce scandal. Că dar la universitate doar nu sunt locuințe atât de aproape și... Măi, e la oareși ce distanță primul bloc. Acolo ce să-i mai deranjezi? Eu spun sincer, când încep concertele, când încep spectacole, se aud destul de tare, destul de bine, dar mai mare bucurie nu are cum să fie. Cum să te bucuri că bucuria există? Bucuria ta nu-i totdeauna și bucuria altuia. Sunt până la urmă și niște reguli de bună conviețuire, știi? Da! Să într-un oraș de... Faptul că auzi acolo un strop de muzică... Hai! Nu toți sunt melomani, dar muzica, pentru a rămâne la nivel de muzică, trebuie să aibă un anumit nivel, nici mai ridicat, nici mai scăzut. Dacă oamenii sunt deranjați, ce poți să le faci? Până la urmă e dreptul lor să fie deranjați. Că unii s-au născut deranjați, pe bune. Ăia de la cetate nu s-au născut deranjați? Aia care au contestat la cetate? Da, ai văzut nici... contestațiile și solicitările care le-au trimis? Da. Băi, ați deranjați? Ei așa s-au născut, deranjați? Da, de orice. Nu contează, băi, sunt deranjat. De ce? Că a venit Dana dimineața la emisiune, deranjat, nu? Exact. Contestatar din oficiu sau din principiu. Nu contează despre ce este vorba, oricum nu sunt de acord. Nu știu, cu organizarea de evenimente în centrul orașului, în zonă locuită, pentru că la noi este zonă locuită, de jur împrejur. Da? Aici, aproape de jur împrejur. Păi ai blocul, ai ăla ce e Enelul, sau Conelul, sau Renelul, sau ce e ăla. Da, da? Acolo ai stau oameni. Casa de cultură. Stau oameni, pe partea aia. Așa. Cum adică pe partea aia? Păi pe partea dinspre, la patrulaterul cu Casa Culturii e unul, dar pe partea asta la altă, dinspre parc, sunt locuințe. Acolo da. Acolo și... da. În blocul turn de la Union sunt locuințe și partea asaltă, blocul de deasupra, cum ar veni, Taromu și celălalt, că în partea asaltă e o bucată la... e hotel. Da, o mică parte e hotel, în partea alaltă sunt locuințe. Celelalte, la fel, foarte aproape, de pe Vasile Bumbac și, sau cum se cheamă strada aia de acolo, sunt chiar cele din zona Esplanadei, de la Romarta, toată zona aia e de locuințe și pe ambele laturi. Sunt acolo câteva sute, poate 1000, peste 1000 de familii, ne uităm după... Ei, mii de familii, da, mă, nu. De oameni. Oameni, da, dar familii câteva sute, maxim. Câteva. Ne uităm la... Bun, și nu e obligatoriu să fii, cum să spun, riveran imediat cu zona evenimentului. Și la două, trei blocuri mai încolo se aude, iar dacă și muzica este dată mai zona, tare, se aude și deranjat. De deci, și ecou. Probabil că din casă... Da, am mai spus și eu, repet. Da, vorbim de 20 adică de minute despre... De evenimentele din centru. Da, pentru că eu sunt frustrat din punctul ăsta de vedere. Sunt un frustrat. Nu mi se pare normal ca zilele Sucevei să le fac la mall, în parcare la mall. Nu-mi place. Deci mă disperă lucrul ăsta. Mă bucur. Ok, nu facem zilele Sucevei. Câte evenimente atunci avem voie să facem în centrul orașului? Să ne bucurăm, să ridicăm nivelul orașului ăsta într-o anumită direcție. Și ăsta e un eveniment bun care a fost, da? Ok. E un eveniment pe an. Alte evenimente, nu știu, de anvergură să se petreacă în centrul orașului. Bă, și pe ăsta îl faci și pe ăsta dai muzica încet. Nu mi se pare în regulă. Inima orașului e cetatea de scaun. De ce nu s-ar organiza? Păi dacă faci acolo la cetatea de scaun, vezi cum? Ne învârtim așa, ca un cerc. Faci la cetatea de scaun, îți contesta aceea. Născuți natural born contestatores. Care nu locuiesc în zona cetății. Pe undeva mult departe. Da, dar poate nu le-au plăcut versurile. Știi? Ideea de concert te-a deranjat. Pe ce am văzut eu reclamații, un concert sau concertele rock nu sunt. Știi cum? Asta mi-aduce aminte exact de chestia aia. Ai văzut reportajul ăla făcut de Canal D. Cu Iscaniu? Și Burdujeniu. N-ai văzut? N-am vrut să mă uit. Băi, Dana, pe bune! Deci...
nu fac trafic pe la genul ăsta de emisiuni, măi, nu, de acord, rating. De acord cu tine. Băi, dar am auzit discuția că da, s-a uitat, s-a uitat un coleg de-a nostru, ne-a povestit despre ce e vorba și am considerat că e suficient. Merg pe mâna lui, am încredere în ce zice Florin. Dana, mă uimește că tocmai tu... Dar la asta n-am vrut să mă uit. Nu, există o anumită categorie de emisiuni, de bloguri... Băi, dar asta nu era emisiune în primul rând. Deci, egal ce era. La un moment dat, știi, vorbeam pe tema asta, știi, și zic, băi, hai să facem o parodie după chestia asta, la care Steve... Bă, dar asta e parodie în sine. Deci, nu știu, ați văzut reportajul respectiv? Deci, cei care l-ați văzut... Păi, deci, unul... Deci, o privire mai tâmpă, o abordare mai tâmpă, un text mai tâmpit, o... Deci, l-am văzut. Nu am văzut. Adică, orice... Dar s-a asigurat de rating pe, zici? Pe ceea ce înseamnă Suceava? Păi, da, uite că te-ai uitat ca să vezi despre ce e vorba. Eu m-am uitat ca să văd despre ce e vorba în respectivul context. Da, asta exact așa ca... cum te-ai uitat tu sau... Da, și apare acolo ca număr de vizualizări, și... exact, nu? Ca bă, cum da, ura doamna Floricica, da, așa, nu? Da. Dansatoare, da. Vizualizările. Da. Apare acolo și ce uite, înseamnă că a prins. Facem și a doua oară. Că merge genul ăsta de... Auzi, cred că a doua oară, dacă mai vine cetățeanul ăsta pe acolo să facă emisiune, cred că îl fugărește la cu Jack Danielson, să-i dea Jack Danielson înapoi sau peste cap. Nu, Max, nu face la Suceava. A văzut că a avut audiență la Suceava, că a funcționat modelul și face data viitoare, face la Bistrița. Scrie la Vaslui. Sau face la Vaslui, sau face la Timișoara. Pentru că fiecare oraș din lumea asta are și o zonă în care, despre care se poate spune că nu este sigură. Iar dacă de la o... Răufamată, nu? Zonă răufamată. Domnul care a realizat reportajul... Mult spus, domn. Să zicem, domnul este probabil bucureștean. Mitic, vrei să spui. Mitic. Nu, bucureștean. Mitic. Probabil că în București, băi, în zona Gării de Nord... Bucureștenii, crede-mă, sunt o rasă... Specială. Nu, sunt oameni în regulă. Miticii, ăștia să vai mama lor. Probabil că pe unde a călătorit a văzut că peste tot în zona gărilor sunt doar concerte de muzică clasică în gări, că este acolo e o zonă frecventată de academicieni, sunt cluburi ale elitei orașelor în toate gările din lumea asta. Cred că Rahova și Ferentariu și nu mai mă gândesc, nu-mi vine minte acum un alt cartier, probabil că sunt Giulești, sunt mult peste zone din toate celelalte orașe. Uite, am înțeles că s-au legat foarte tare de Alea Dumbrăvii. Eu când am terminat facultatea, am avut repartiția la dispensarul din Suceava, care, la vremea aia, era plasat în Burdujeni, la capătul Aleii Dumbrăvii. Da. Deci eu treceam în fiecare zi, la ora 7:15, pe jos, prin fața celebrului bloc de pe Alea Dumbrăvii. N-am avut absolut niciodată niciun fel de problemă. Dimpotrivă, ne salutam că treceam în fiecare dimineață pe acolo, erau oamenii care locuiau acolo, mă știau de acum că merg la dispensare, erau copii foarte politicoși, destul de frecvent veneau la dispensar și știind că sunt atât de mulți copii, nu de puține ori, că de regulă aveam bomboane sau dulciuri la dispensar și stăteam, ronțăiam o bomboană în fața dispensarului împreună, chiar nu înțeleg care a fost problema. Iar
mă rog, rea intenție, dar și-a atins scopul, fie ca să fie indignați, fie ca să spună da, are dreptate băiatul ăla de la București care spune că sunt în Burdujen și Iscani, sunt două cartiere rău famate, da, e ok, toată lumea s-a uitat. Na, uite, că nu vreau să mă uit. De uitat m-am uitat, ți-am zis, dar ar fi trebuit și cred că așa ar fi corect să facem de aia cu analiză pe text, știi, când arată. Pentru ce? Nu, când arată știi, la filmele alea greșelile, știi, când îl vezi pe ăla în Daci cu ceasul la mână, când trece avionul prin spatele bătăliei de la Troia, știi? Așa și aici ar trebui să scoatem în evidență. Nu greșelile. Eu zic că orice om de bună credință care s-a... care respecta câtuși de puțin meseria, n-ar fi putut da drumul la așa o știre. Nu iau în discuție calitatea jurnalistică a materialului prezentat de ei și nici... dar pune că e pamflet și am înțeles. Nici măcar, nici ca pamflet nu-l înțeleg, dar orice om de bună credință care a văzut panorama aia de emisiune, cred că o judecă exact ca noi. Ce mai dacă e din Suceava, da. Nu neapărat. Fie că a fost în Suceava, de fapt, fie da. Că a auzit despre Suceava. Eu nu cred. Asta a fost chiar mai prost făcut decât povestea aia cu traficanții de arme, știi? Și dacă o televiziune de prestigiul celei britanice s-a pretat la o mizerie cum a fost cu traficanții de arme din România, n-am nicio pretenție de la... Da, ce-au da, făcut da. Băieții ăștia acum, nu? Adică și-au atins scopul cu audiența. Nu, a ocupat pur și simplu spațiu de emisie, că pe bune, adică nu știu. Asta cu audiența e ca prostia aia, dacă ați văzut și bănuiesc că ați mai pățit-o și dumneavoastră câteodată, dând din click, din click, din click, ajungi la unul pe pagina pe care îl cheamă Tetelu. Deci, să ferească Dumnezeu, dar fugi de pe pagina aia secunda 2. Tetelu era pe vremuri o rubrică în Academia Cațavencu. Era altceva. Jurnalul Tetelu. Acum e o chestie de aia, o oribilitate, dar din clic în clic, cum mai ajungi, mai scapi și pe ăsta. Și tu, practic, intri pe pagina lui, dacă vezi pe ce pagina a intrat, fugi înapoi în secunda 2. Cum se cheamă ăsta? Că e și o... că începe și Goagălu să se deștepte, că e publicitate de aia ascunsă în spatele clicului și nu e absolut deloc în regulă. Și asta, teoretic, ori să înceapă să pedepsească cu ghilimelele de rigoare. Dar până o să ajung la înfăptuirea celor pedepse, clar va mai dura ceva. În fine. Dai seama că acum se simt foarte importanți că... Dar uite, am vorbit 10 minute de da, și că administrația face o scrisoare de protest și că îi dă în judecat. Cum e aia? Nu chiar, ești jurnalist dacă n-ai proces, nu? Da, sau îți dai seama? Chiar nu le-aș da nici cea mai mică importanță, ca și cum n-ar fi. Ți-am zis, cred că cea mai bună chestie ar fi fost să facem o parodie, dar la naiba nu prea poți să faci parodie după o parodie. Asta e cât se poate de clar. Asta înseamnă să-i bagi în seamă. Cum? Asta înseamnă să-i bagi în seamă, să le dai importanță, să-i faci să existe. Există în momentul în care tot mai multă lume vorbește despre asta. Domnul primar a spus ieri în emisiunea mea de la radio că e posibil să fie un atac concertat, pentru că a mai fost o chestie și cu OLX-ul și... acum la începutul anului, sau cum da, a fost. Da, teoria conspirației. Deci nu, să nu-l credem pe cuvânt. E opinia domnului primar, eu nu-i împărtășesc, chiar nu cred. Au venit oamenii la Suceava cu o treabă, altă treabă, da. Cei de la Canal D. Cu ce treabă? O să-ți povestesc după emisiune. Am înțeles. Au venit cu altă treabă deci, și... O secundă. Chiar e teoria conspirației. O să-ți povestesc după emisiune. Da, pentru că are legătură cu alți colegi de-ai noștri din presă. Ah. Și nu vreau să facem o poveste
publică din asta că... Și lacrimogen. Da. Deci au venit oamenii cu altă treabă la Suceava și au făcut treaba pentru care au venit și au suplimentar. Au zis că dacă toți suntem la Suceava, hai bă să facem și asta, probabil. S-au gândit ei așa, să dăm... Să scoată banii de bilet. Două dintr-o lovitură, știi? Ce facem? Hai să mergem să-i provocăm, să găsim vreo doi băieți din Burdujeni și din Ițcani. Puteau să ducă în orice cartier, voiau ei să facă același lucru. Că dar... tot găseau vreo 5-6 cu Jack Daniels-ul în mână pe stradă, nu? Cu siguranță, da. Și poate dacă s-ar fi dus în alte cartiere, riscau să-și ia șuna peste ochi. Pe unde au umblat, au avut noroc, aș zice. Că oamenii mai decenți au zis, bă, hai, nu-s de pe aici, să-i lăsăm în pace, să creadă ce voie. Miroser la o poștă că nu-s de la noi. Da, poate prin alte părți, n-ar fi fost... Bă, nici aici, bă... Aș nu, da nu, exemplu, nu le-a lipsit mult. Aș da exemplu, hai, ba nu, vreo două localități de prin zona Sucevei cu oameni mai aprigi, așa. Da. Nu, păi, ai văzut că stau cu ochii geană să dau drumul la publicitate. Să te bucuri și te odată. Publicitate, revenim.